1 octombrie este data limită până la care făgărășenii care au datorii la Ecoterm pot să scape de penalitățile acumulate. În ședința acționarilor din luna iulie s-a hotărât ca cei care vor reuși să-și achite facturile restante până la data de 1 octombrie să scape de penalități. Cei care însă nu vor găsi resursele necesare pentru a-și achita restanțele în totalitate vor fi acționați în judecată după data de 1 octombrie. Într-adevăr, Părășina a beneficiat de 2 luni de scutire de penalități. Aceasta este ultima săptămână în care ei mai pot beneficia de scutirea de penalități în cazul în care își plătesc întreg debitul. Țin să le reamintesc că începând de la 1 octombrie vom acționa în instanță pe absolut toți restanțierii, indiferent de valoarea debitului. Până acum la sediul Ecoterm au fost depuse peste 400 de cereri de scutire de penalități. Chiar dimineața la ședința cu angajații m-au informat că am avut 422 de cereri de scutire de penalități, s-a încasat undeva la 130.000 de lei și valoarea de scutire de penalități a fost undeva la 30.000 de lei. Reprezentanții societății au spus că această decizie a fost luată pentru a veni în sprijinul populației, dar și pentru a încerca prin această modalitate să își mai recupereze din datorii. Datoria făgărășenilor către Ecoterm la începutul perioadei când s-a luat în calcul această măsură era de 3.300.000 de lei.